În fața a peste 800 de spectatori, basketbaliștii de la CSM Petrolul Ploiești au pierdut un meci în care au condus numai în ultimul minut, după ce adversarii au avut un avantaj și de 22 de puncte. FC Argeș-Pitești a reușit să se impună cu 83-81 la capătul unui joc în care ploieștenii s-au trezit foarte târziu. Totuși, echipa ploieșteană putea reuși chiar victoria cu 4 secunde înainte de finalul meciului, dar Mitchell nu a reușit să înscrie. Cu cele 3 puncte, elevii lui Mihai Popa s-ar fi impus la limită, 84-83. Cei mai prolifici marcatori pentru CSM Petrolul Ploiești au fost Bârcic cu 19 puncte, Misters cu 17 și Bogdan Popa cu 16 puncte. Din păcate nu ne ieși planul de joc astăzi. Am arătat mai bine în repriza a doua, am avut o intensitate mai bună în apărare, dar n-am reușit să fructificăm unele momente cheie. Păcate pentru noi, am pierdut o prima finală care o aveam de disputat din aceste trei. Din păcate nu am reușit să avem intensitate în prima parte a jocului, primele două sferturi, și asta ne-a costat. Da, am avut o intensitate bună pe final, dar nu a fost de ajuns. Pentru Lupi urmează miercuri de la ora 19 meciul din deplasare cu SCMU Craiova, apoi lunea viitoare de la ora 17:45 ultimul meci din această primă fază a campionatului cu BC CSU Sibiu în sala sporturilor Olimpia. Cu o victorie în oricare dintre cele două partide, CSM Petrolul Ploiești și asigură prezența între cele mai bune 10 echipe ale Ligii Naționale, având șansa ca în faza a doua să lupte pentru accederea în play-off.